Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 10 mai. După o repriză de frig, așa cum bănuiam că se va întâmpla cel puțin la mine în stupină, am trezit și eu cu două colonii bolnave de puiet varosă. Într-un fel, și așteptam într-un fel acest lucru, să zic așa. Pare o nebunie, dar de ce așteptam? Fiindcă vreau să îi tratez și vreau să vă prezint acest tratament. Nu aveam posibilitatea să vă arăt tratamentul dacă nu aveam văroși. Și cum începem? Deci, în primul rând, începem cu o găleată de 10 litri în care punem 3 kg de miere. Chiar dacă va fi un film mai lung, o să vă dau și explicații. De ce miere la colonia bolnavă? Fiindcă albinele care prelucrează zahăr, zaharoză, nectar, cresc mult mai puțin și o colonie care e bolnavă de varos nu are nevoie să prelucreze zaharuri. Zaharuri înseamnă și nectar, și zahăr, și sirop de zahăr este cam, adică cam tot așa solicită albina. Bun, deci începem cu siropul de miere, care e într-o proporție, știu eu, 2,7 la 1, ceva de gen. Oricum, eu la o găleată de 10 litri pun 3 kg. Am încălzit aici un pic apa ca să se dizolve mai repede această miere. O să o dizolvăm. Deci prima dată facem siropul de miere. Am o lingură de lemn și amestecăm această miere până să dizolvă. Așa. O să facem un sirop de miere. Eu pun un pic de pauză până termin de amestecat acest sirop. După aia revin. Bun, după ce am amestecat, o să completez cu apă. Punem apă. Ne umplem găleata. Să mai adun niște apă. Mai punem apă să umplem găleata ca să fie în limită. Mai avem și aici niște apă. Punem apă. Bun, cam atâta. Zic că ajunge. Am pus apă. Acum aici avem siropul de miere într-o găleată de 10 litri, 3 litri de 3 kg de miere și restul apă. Bun, următorul ingredient, să-mi aduc o siringă. Următorul ingredient este aceasta. O să vi-l prezint. Este un antiseptic, apă oxigenată 3%, luată de la farmacie, am aici un preț pe el, când a fost luat, valora 5 lei. Bun. 5 lei, 200 de grame. Cât punem? Această cantitate punem 60 de mililitri, 60 de mililitri de apă oxigenată. Avem și aici o măsură. O măsură din asta are 30 de mililitri. Și mai ne trebuie 30. Deci este apă oxigenată 3%. Concentrația de 3%. Și asta punem la 10 litri de sirop. Aceasta este o rețetă de tratament
Așa că valorile sunt valabile doar pentru tratament. Bun, deci 60 de mililitri de apă oxigenată, acum amestecăm. Amestecăm și adăugăm și următorul ingredient imediat. Următorul ingredient este, avem două opțiuni, adică eu am două opțiuni. Aici am ulei esențial de anason și am să vă explic care e treaba cu anasonul. O colonie bolnavă, dacă îi dați să mânce sirop, nu prea ia din hrănitoare, așa că nu o să dăm în hrănitoare anason. Deci am golit și anasonul care îl aveam. Să văd cât am aici. 3 ml aproximativ. Deci punem 3 ml de anason. În caz că nu aveți anason, puneți lemongras. Bun. Și iar amestecăm. Deci avem adăugat apa oxigenată 60 ml și ulei esențial de anason 3 ml. Deci anasonul aici are rol de atractant, să spunem așa. Apa oxigenată are rol de tratament. Și aici am o substanță care e multe de zis despre ea, dar am să vă explic ce este. Deci este o tinctură formată din următoarele componente. Aici e o jumătate de litru, dar eu vă zic pentru un litru componenta. Deci e o tinctură formată dintr-un litru de alcool, 20 de grame de cobalt, 60 de grame de magneziu, 60 de grame de mangan și 200 de grame de timol. Bun, din această compoziție, această compoziție are o valoare vreo 300 de ron. Cam atâta costă să vă faceți această compoziție, dar va ajunge vreo 2-3 ani. 2-3 ani la 50 de colonii cred că e suficient această compoziție. Eu din această compoziție la ca tratament, pentru că acum vom trata, voi băga 4 ml din această compoziție. Iată, așa arată. Deci 4 ml din această compoziție din tinctură. Componentele se găsesc la orice magazin apicol. Totul e să îl faceți. Adică să investiți această sumă. Puteți să le achiziționați și pentru cantități mai mici, dacă aveți stupi mai puțini, puteți face și în cantitate mai mică acea tinctură. Bun. Timolul se dizolvă un pic mai greu, dar când îl folosiți, mai agitați borcanul și se poate folosi. Bun, cam atât adaug în siropul de tratament. Deci are 60 de ml de apă oxigenată, 3 ml am pus eu anason, puteți spune lemongras, și 4 ml din această tinctură, care trebuie să fiți foarte atent la cum am zis că este din ce este făcută, și la siropul de tratament se folosește 4 ml la 10 litri de sirop. Bun. Acesta e siropul de tratament care îl voi folosi într-un anumit fel. O să mergem la stup și deschidem stupii bolnavi și vedeți ce le fac. Fiindcă n-ajunge doar să-l tratezi. Am văzut mulți că dau apă chioară cu tot felul de prafuri, cu tot felul. Nu, 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 nu. Deci e nevoie de un sirop medicamentos care acesta este. Pe lângă acesta, colonia bolnavă are nevoie de proteină.
Lipsa proteinei la albine scade drastic viața. Bun. Și o albină bolnavă oricum trește mai puțin, așa că dacă nu îi dăm și proteină, o să trăiască și mai puțin. Bun. Și astfel colonia slăbește, nu poate să curețe acele larve care au murit și s-au transformat în mucegai și atunci nu se poate vindeca. Aici avem o turtă formată din, am zis că nu zic rețeta, dar acum o zic, fiindcă este nevoie de o turtă proteică bună. În această turtă proteică am așa 2 kg de miere cristalizată, 1 kg 600 de lapte praf degresat, protilat. Eu am pus polen 200 de grame și ultrabi 200 de grame. Am aici ultrabiu, deci 200 de grame. Așa, deci 1,6 kg lapte praf, 2 kg miere cristalizată. Așa, și 200 de grame polen, 200 de grame ultrabi. În această compoziție eu adaug 150 de ml de ulei de mâncare, ulei de floarea soarelui. Pe lângă acesta adaug 300 de ml de mixură. Aici am o mixură de uleiuri esențiale. Folosesc rețeta 3, cea cu mentă și cu cimbrișor. Deci din această compoziție bag 300 de ml. Pe lângă mixura cu ulei esențial mai adaug, să vă arăt imediat, eu adaug și promotor 15 ml de la turtă. Ce mai adaug? Mai adaug 0,5 ml din această tinctură pe bază de cobalt. Așa. Trebuie să-mi aduc aminte pe toate. 0,5 ml, așa, 150 de ulei, 15 ml de promotor. Uleiurile esențiale. Și 700 de ml de apă. Apa eu o blendez cu mierea cristalizată, după care frământ. Din câte observați, turta respectivă nu conține zahăr. Deci această miere, această turtă este doar pe bază de miere cristalizată și stimul. Tinctura aceasta este un stimulant pentru lăptișor, pentru lăptișor de matcă, ca larvele să fie bine întreținute, bine crescute. Bun, cam atâta despre rețetă. Asta este rețeta cu care mă voi duce. Turta asta eu o pun coloniei bolnave. Și să mergem la stupi și să vedem cum organizăm coloniile bolnave pentru a le vindeca. Eu zic 2 săptămâni, maxim 3 se vor vindeca. Bun, până data viitoare, numai bine!